Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Gheorghe, hai să fim sinceri, bună ziua, pentru că noi înregistrăm emisiunea. Sara nu mai avut posibilitate, deci, stimați prieteni, noi suntem în înregistrare, bună ziua, e ora 13:10 minute. Dar cred că o să fie emisiune bună și sunt bucuros că ne revedem. Ne-am văzut, îmi pare că în ianuarie, ultima dată. Nu vă spărați că eu am... Pe de o parte, bine că ați făcut precizarea asta, că odată noi am făcut emisiunea, tot am înregistrat-o la amiază. Și am vorbit despre una, despre alta, da? Și seara a fost arestat Stoianoglu, plașas. Și noi, în direct, vorbim despre Caie Vespe Pereț, dar despre cazul Stoianoglu nu discutăm. Așa că bine că ați făcut precizarea, cine știe ce... Eu sper că nu să fie arestat nimic, pe anul zi. Sperăm și noi. Domnul președinte, eu cu dumneavoastră am aceste întâlniri aici în studio, cam de vreo 10 ani, de prin 2012. Până atunci eu luam de la dumneavoastră niște interviuri când erați ministrul al economiei. Și de atâta timp, subiectele generale sunt unele și aceleași. Că iată ceva vom face, poate vom fi bine, poate vom trăi frumos și ok. Maximul ce schimbă astea subiectele actuale, da? Că a murit o vacă, a născut o oaie, nu mai știu ce se întâmplă. Dar în rest, la nivel de țară, economie serioasă. Eu nu vorbesc că a venit o firmă din și face cabluri la Bălți sau nu știu unde îl face. Eu vorbesc economie în sensul frumos al cuvântului, măreț. Nu-i nimic. Eu vă spun, eu recunosc că eu uneori mă plictisesc deja să fac aceste emisiuni pentru că de peste un deceniu subiectele sunt aceleași. În țara asta noastră nu se mai schimbă nimic. Eu înțeleg, vă înțeleg poziția dumneavoastră față de una sau de alta. Dar niciodată nu v-a spus întrebarea, dar poate timpul de schimbat ceva strategic. Poate chiar nu reușim, suntem impotenți și invalizi și ar trebui să ne ia, nu știu, frații la București. Bun, unii euroasiatică, numiți-o cum vreți. Dar ceva trebuie de făcut. Gheorghe, tu ultima emisiune, în ianuarie, ai finalizat-o cu această întrebare. Și nu știu de ce începe astăzi din nou cu aceeași întrebare. Pentru că mă macină în ultima jumătate de an întrebarea asta. Pentru că ai spus-o și atunci și eu văd că cu regret, trebuie să spune sincer, subiectul ăsta e foarte des discutat între oameni. Și politicul speculează din ce în ce mai mult. Unii spun că nu mai avem șansă ca țară. Hai să ne unim cu cine n-ar fi. Eu nu sunt de acord cu asta. Poate eu sunt ultimul, cum spune acolo, zăconcene optimist din țara asta. Eu cred că noi totuși putem să reușim. De ce? Pentru că noi am demonstrat că facem lucrul ăsta. Eu ți-am mai spus, în 2020, cu COVID, cu secetă, cu guvernul Chicu, prim-ministru, cum a fost așa, criticau și mine președinte, am ținut piept. Că trebuie să ne dăm undeva într-o parte sau în alta, cum spui. Economic, nu politic. Economic, noi în orice caz trebuie să fim dependenți de un sistem. Pentru că ai început cu economie. Și eu aici vreau ca să fie foarte clar pentru toți, că pentru cei care ne privesc. Hai să fim sinceri. Ce înseamnă economic dacă suntem parte a sistemului occidental? Sunt două sisteme. Este occidental și este est și vest. Așa. Est cu Rusia, economic, nu politic, ca să mă înțeleagă corect telespectatorii și cetățenii. Sau înducem cu Europa. Ce înseamnă cu Europa? De ce eu sunt potriva economic vorbind, ca să fim parte doar a sistemului european? Ce înseamnă cu Europa? Economie noi nu o să avem. Nu o să avem, pentru că noi nu putem concura. Noi nu suntem competitivi nici cu merile noastre, pentru că acolo au merile lor, nici cu vinurile noastre, nici cu ce. O să trăim doar din subsidii. Adică noi am ajuns că cel puțin o treime din bugetul de stat a Republicii Moldova pentru anul trecut e subvenționat din exterior. Adică noi nu mai producem aproape nimic. Noi suntem cu mâna întinsă și mai ales am domnul cu mâna întinsă în toată lumea. Și încet, încet, economic, noi ne distrugem total. Și devenim un apendix sau nu știu ce, la România sau la nu știu altă țară. Prețurile o să fie mari, tarifele o să fie mari, pentru că acolo resursele energetice nu sunt ieftine, în sistemul ăsta economic. Noi vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană, uitați, o să vorbim azi probabil despre greve, în Moldova, proteste, toate ce se întâmplă în Europa, chiar acum, că la orele 13, e blocată toată Germania. Nu mai vorbim de Franța, ce se întâmplă, vedeți, Parisul arde și toate orașele. Și lucrul ăsta o să meargă mai departe. Economic, sistemul ăsta occidental se prăbușește. Asta e realitatea. Uitați la sistemul bancar. Am văzut că ai făcut o emisiune destul de bună tu sau nu știu cine cu cineva din economie și pe tema asta. Uitați ce se întâmplă în Statele Unite cu sistemul bancar.
Uitați ce se întâmplă în Elveția. Tot spuneau, cea mai stabilă țară. Se duce la fund. Sistemul bancar. Uitați Deutsche Bank, banca germană, cea mai puternică. -12 și -13% căzut acțiunile la bursă. Sistemul ăsta se dărâmă. Și atunci când îi aud, nu vorbim acum de chestii politice, când îi aud pe actuale, și unii foști colegi de mei care vor să alăture, anume la tot ce e european. Băieți, chestia asta se duce la fund. Unde vă duceți voi? Acum avem alt sistem care are problemele sale politice. Unde spun că aici e democrație, de acolo e dictatură. Când Rusia și China dictatură. Încă se poate, можно поспорить в тема asta. Dar eu pur economic. Resursele, unde sunt? Resursele naturale, resursele energetice, resursele umane, ca numără populație, care mai departe ce înseamnă numără populație, este consum la produsele care tu poți le produci. Și îmi pun întrebarea, noi dacă o să fim parte a sistemului economic din Est, într-o formă oarecare, cu frontieră comună, nu cu frontieră comună, cum o discută, să fie frontieră comună cu Rusia, nu o să fie, nu știu. Atunci ce obținem noi ca țară? Noi am putea obține gaz mai ieftin, combustibil mai ieftin, chimicate care trebuie în agricultură mai ieftine și produsele noastre care nu le cumpără în sistemul ăsta european, o să le cumpere acolo. Adică noi am putea să producem ceva, să creăm locuri de muncă și să vendem. Dar dacă am fi deștepți ca gruzinii și ca armenii, am putea să jucăm între europeni și între ruși. Și atunci îmi pun întrebarea, eu mai explic așa foarte la general sau foarte simplist, eu pot să explic ca ministrul economiei, pentru că am și teză de doctor în domeniul ăsta și așa mai departe. Dar ca să luăm dintre două sisteme, separat de unul sau de altul, noi nu supraviețuim, să fie foarte clar. Economic vorbind, nu politic. Economic Moldova nu are cum, nu are resurs, nu are nimic. Trebuie să fie parte a unui sistem economic. Nu ne trebuie, opinia mea, noi am putea fi cu șanse, competitivi pe viitor, partea sistemului economic din Est. Acum noi de sistemul economic din Est tăiem toate punțele. Deștepții ăștia vor să iasă din CSE, vor să anuleze mai multe acorduri economice. Am văzut ce zice politicul, am văzut ce spun pragmaticii, cum e ministrul agriculturii, da? Bolea, la tine a fost, sau nu știu unde, spunea că, băi, nu vă grăbiți, că noi nu avem ce face cu produsele. Noi avem 180.000 de tone de mere acum în frigider și nu avem ce face cu dânsele. Dar astea sunt zeci de mii de locuri de muncă, astea sunt miliarde de dolari investiții. Nu am greșit, miliarde, pentru că s-au construit câteva sute sau aproape 500 de frigideri în Moldova, care costă minimum 2-3 milioane de euro și mulțești la 500 sau 300 de frigideri și astea sunt miliard. Și plus livezile. Noi unde ne ducem? De ce actuala guvernare încearcă să taie, încearcă să alinieze la niște sancțiuni a Occidentului împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina? Asta o să ducă la ruperea și mai tare a relațiilor cu Estul. Când vorbesc Estul, aici e și Rusia, evrăzesc, cum îi spuneți, CSI. Și lucrul ăsta o să facă mult mai proastă situația economică din țară. Ceea ce o să impună mai departe pe Maia Sandu și pe PASM-le cu mâna întinsă, să ceară miliarde de la americani, de la europeni, aceia o să ne pună condiții politice. Dacă cât 3 sau 4 cupluri LGBT deja au depus cererea să fie înregistrate. Astea sunt condiții politice impuse de Occident. Asta nu înseamnă că s-a acceptat cererile respective. O să vorbim pe tema asta dacă dorești, dar eu cred că asta se face intenționat pentru a strâni o nouă temă în societate, pentru că cu războiul s-a liniștit puțin, parcă, cu diversanții ruși nu a mers tema, cu limba moldovenească, limba română, eu sperat că o să fie un efect mai dur, dar moldovenii, și eu cel puțin înțeleg foarte clar ce au făcut ei. Hai să spun, la tema, ca pe urmă să nu mă întorc, cu limba moldovenească. În Moldova este, a fost și va fi limba moldovenească, limba de stat, pentru că așa e scris în Constituție. Ei nu au modificat Constituția. Ei au făcut o modificare tehnică în alte acte, în baza unei legi care contravine Constituției. De ce nu au modificat Constituția? Pentru că ei 3-4 deputați îi aveau. Modificarea Constituției 6 luni depunerea inițiativei la Curtea Constituțională, după asta votarea în Parlament cu 67 în 3 lecturi, promulgare și gata. Așa trebuie să o fac. Și ei voturile au, încă o dată spun, uite, este care s-a dus la noi, armeanul ăsta, el e mare moldovan deja și român, el a votat pentru limba română. Găsau voturi. De ce au făcut acum? Pentru a strâni din nou discuții în societate. Nu i-a împins nimeni, nu i-a grăbit nimeni. Au făcut-o intenționat ca să nu fie limba română. Pentru că toate actele astea care le-au aprobat sunt legale și le-au să fie întoarse înapoi.
Încearcă să rădice spiritele. Și cu LGBT tot așa. Eu cred că lucrul ăsta e coordonat. Eu cred că el e lansat de guvernare, intenționat, ca să înceapă în societate din nou discuții. Să nu vorbească de prețuri lumea, să nu vorbească de pensii, să nu vorbească de salarii, să vorbească că niște gay vor să însoare Moldova. Dacă e așa, atunci nu discutăm despre asta. Nu, noi temele astea nu le mai abordăm. Dar cum rămâne cu stilul de viață occidental? Noi doar mergem la Iași, la cumpărături. Noi ne place să ne plimbăm prin București, prin Poiana Brașov, prin mai încolo, spre Elveția, Austria, la munte. Stilul ăsta de viață. Cine este împotriva unui stil anumit de viață? Când ai fost ultima dată la Moscova? Niciodată nu. Eu un an în urmă am fost. În condițiile care justiția noastră, da? Uh-huh. Și nu am dreptuiesc din țară. Că n-ai fost, dar eu nu eu numai Moscova, toți spun că Moscova e bine și în Peter e bine. Eu am fost în multe orașe. Eu am fost în Sahalin, Iujnii Sahalinsk. Eu am fost încolo. Și eu vă spun că acolo e destul de investiții serioase și e destul de ok. Asta nu înseamnă că noi dacă alegem modelul economic, adică cum, partea sistemului economic, eu v-am spus de ce e economic, resursele și piață. Asta nu înseamnă că noi ne legăm de ruși și vrem să fim ca ruși. Sau să luăm sistemul lor politic din Rusie. Da, o precizare. Dar de la două țâți îți poate, da? Greu. Politic. Spate de... E ca încearcă georgienii, încearcă armenii, încearcă relativ Turcia și parcă le primește. Țările mici, în principiu, ar putea să ducă o politică de a avea relații bune cu toți. Dar economic, încă o dată revin, eu de ce am mers și am depus actele în 2018 pentru a obține statutul de observator la Uniunea Euroasiatică? Mă criticau toți, și Plahotniuc atunci era la guvernare și mă critica. Eu mă uit din punct de vedere economic, doar, nu politic, economic. Uniunea Euroasiatică e proiect economic. Eu le-am pus lor pe masă la aștept de acum. Duceți și negociați, duceți și discutați. Nu le permite, nu vor, asta deja este problema lor. Dar, ca să închidem până aici, pentru că probabil ai mulțime de subiecte, economic, noi vom supraviețui dacă vom fi competitivi. Competitivi, noi ne trebuie resurse și ne trebuie piață. Cu regret, Occidentul, nu aceste elemente, la această etapă, nu ne le oferă și noi vedem că în Occident lucrurile se înrăutățesc, se vor înrăutățesc în continuare. Așadar, continuăm. 27 martie 1918, Sfatul Țării, întrunit în ședință la Chișinău, a votat unirea provinciei românești Basarabia cu România. 105 ani ai se împlinesc, mulți sărbătoresc, poate aveți un mesaj de felicitare pentru aceștia. Și asta a fost o anexare ilegală a acestui teritoriu de către România. Eu tot timpul am spus acest lucru și voi rămâne pe aceeași poziție. Ai noștri au votat. Noi nu știm cum a votat, noi tot am citit puțin. Și am studiat istoria sub mitraliere și sub jandarmi. Știm cum s-a votat. Lucrul ăsta a fost o pată neagră în istoria neamului nostru și rămâne o pată neagră. Moldova este stat independent, suveran. Noi suntem cu românii prieteni, frați, dar frate, dar fiecare stăpân la dânsul acasă. Deci ei, frați români, voi sunteți stăpâni la voi, noi suntem la noi. Și credeți că așa va fi și de acum încolo? Ținând cont de ce se întâmplă în ultima vreme la nivel regional, dacă nu chiar global. Eu cred că și sper foarte mult că așa va fi, cu toate că văd că unii schimbă opinia, e că filat, da? Prietenul dumitale. Sau nu prieten. Eu o consideram om de stat. Uite, cu toate problemele și a lui, că miliardul, nu o să intru în detalii, că avem și judecăți și CEDU și așa mai departe. Nu o să dau aprecieri, că am dat mai târziu. Dar eu îl consideram om de stat și când el începe a vorbi de unire, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Păi el vede că nu e nicio șansă pentru noi. Dar mi-e pare că el o face electoral. Mi-e așa îmi pare. Nu, ce fel de unire? Nu, anexarea acestui teritoriu de către România, hai să fie foarte clar ce înseamnă asta. Nu se ducă tot teritoriul Moldovei în România, găuși au dreptul la autodeterminare conform legii lor și conform Constituției Republicii Moldova. Ei se rup. Și câteva raioane de sud cu ei. Nordul nu o să accepte. Și atunci, poate câteva raioane de centru să unească la România, dar la România pentru ce le trebuie chestia asta? De au probleme cu ungurii, cu alții acolo. Să mai ieși problema asta pe ei? Și asta ce înseamnă? O anexare a unui teritoriu în Europa, în centrul Europei? Iată, asta e întrebarea. La Chișinău se vorbește mult despre unire, când n-ai despre ce vorbi inclusiv. Dar la București subiectul ăsta se discută?
Eu n-am fost la București. Nu știu, dar mie mi se pare că oamenii serioși înțeleg că lucrul ăsta este ireal. Da, în contextul războiului din Ucraina și mișcărilor astea tectonice, există acest risc, eu îl consider risc, că să intervină aici românii mai în forță, în caz dacă se apropie rușii de Odessa, să discută lucrul ăsta. Dar eu nu văd pentru ce le trebuie românilor lucrul ăsta. Nouă, la sigur, nu ne trebuie. Noi să ne pierdem statul nostru, noi sunt mii de popoare, dar sunt 100 și ceva de țări. Noi suntem țară independentă, noi trebuie să o păstrăm pentru copiii noștri. Deci eu tot timpul am fost, sunt și voi fi împotriva acestor scenarii. Haideți la știri banale. Așadar, deja 3 deputați socialiști au înțeles că nu sunt chiar socialiști. După domnul Varvarian, a mai plecat domnul Nesterovski și doamna Lozovan. Ultimii 2 aderând la Mișcarea pentru Popor a lui Ilan Șor. Ce e asta? Haideți să o luăm pe rând, ca de obicei. În primul rând, unde se duc? Și de ce se duc? Și pe urmă, ce se întâmplă în PSRM? Ca să fie foarte clar. Ei se alătură lui Șor. Aștia doi s-au alăturat lui Șor. Că spune că e forța, nu știu ce, că e mișcarea, cum se numește? Pentru popor. Mișcarea pentru popor, ei se duc la Șor. Și de cât te înțeleg eu n-am discutat, dar colegii îmi spun că peste tot îmblă Marina Taube și discută cu deputații socialiști. Straniu că ăștia de la guvernare nu văd. Eu SIS, acolo ne urmăresc, puteți. Straniu că nu văd. Și atunci mie mi pare întrebarea, dar interes cui are loc toată chestia asta? Pentru că acum scopul este să distrugă Partidul Socialiștilor. De ce Partidul Socialiștilor? Pentru că Partidul Socialiștilor este unica, la moment, alternativă guvernării, lui PAS, în jurul căreia se poate ceva de construit, ca nucleu. Chiar dacă nu e majoritatea socialiștii, cu socialiștii ar fi gata să discute tot. Și Chicu, și Cioban, toți ori găsim comun în caz dacă va fi necesar. Și PAS o să discute dacă e necesar cu socialiștii. Cu Șor nu se discute. Și acum are loc lichidarea PSRM-ului. Ăsta este scopul, de fapt. Și acuș. Și el este legat cu ce s-a întâmplat cu mine în ultimul an. Cu dosarele penale și așa mai departe. Ăsta e legat, e același lucru, e același traseu. Interesele cui? Maia Sandu este interesat în asta. PAS-ul este interesat în asta. Curatorii lor occidentali, care controlează SIS-ul din Republica Moldova și judecățile au probleme cum și procuratura, care nu observă că Partidul Șor preia socialiștii, Occidentul tot are interes să distrugă PSRM-ul. Deci, în opinia mea, lucrul ăsta nu este deloc întâmplător și scopul este clar. Și este regretabil. Că eu mă adresez celor din Partidul Șor, dar care e sensul? Să loviți în opoziție, loviți în guvernare. Dacă puteți convinge deputați PAS, convingeți-i pe dânsii. De ce loviți în opoziție, cu care în principiu trebuie pe urmă să găsiți limbă comună, într-o formă oricare, de proteste, de votare și așa mai departe. Lucrul ăsta e foarte straniu. Și este incorrect față de colegi. Acum, asta e o parte. Evident că sunt probleme și la socialiști. Eu o spun sincer. Și eu am văzut unul din argument care îl utilizează cei care pleacă, nu-i lider. Într-adevăr, orice partid în Republica Moldova depinde de lider. Și o să luați orice care partid. Când lider nu-i, partidul se duce în jos. Așa-i. Și probabil este problema asta și la socialiști. Da, noi am luat o decizie un an în urmă să creăm acest organ colectiv executiv, pe care eu l-am susținut și îl susțin în continuare. Dar țin cont de toate turbulențele care sunt acum, eu cred că socialiștii trebuie să aleagă un lider. O persoană în frunte. Deci ea... De exemplu, cine? O secundă. Eu nu particip în conducerea partidului, să fie foarte clar. Și concetățenii sunt... Ei bine, mă întreabă, ce nu ești la proteste? Spun, măi băieți, nu sunt eu lider acolo. Acolo este lideri. 5. Deci eu îi încurajez, ca și prin mesajul ăsta, mai bun, alegeți-vă un lider. Modificați statutul, dacă e cazul. Alegeți-l președinte a Partidului Socialiștilor. Ca lumea să știe cine e responsabil. Dacă voi să determinați între voi cinci cine, eu însă susțin răspunsul la întrebare, mă duc eu sau nu? Nu mă duc acum. Pentru că eu am problemele care le am cu dosarele astea și așa mai departe și nu vreau să...
toate dosarele astea scadă și pe partid. De ce? Determinați un lider. Spuneți cine e lider. Eu nu plec de la socialiști, nu plec din partid. Eu nu creez alte partide. Eu rămân membru a echipii. Determinați cine este lider. Eu o să-l susțin dacă o să aveți nevoie de suport. Voi decideți. E că voi ați decis că candidat, de exemplu, în Găgăuzia e Uzun, da? O să scutăm poate despre Găgăuzia. Da. Eu merg și fac campanie pentru Uzun. Dacă decideți să fie altul, mergeam pentru că eu sunt membru a echipii. O să decideți cine este candidat la primar de Chișinău. Voi decideți. Eu, ca membru echipii, ca cel care a fondat acest partid, o să fiu alături de voi și o să vă susțin. Dar determinați-vă odată, pentru că ăștia cinci, așa numită, conducere colectivă, a fost un an, acum trebuie făcut următorul pas. Asta e mesajul meu și eu le-am spus așa, indirect, pentru că știți că nu prea discut cu ei, le-am spus, băieți, determinați un lider, liderul o să aibă poziții și o să meargă înainte. O să revin eu sau nu, v-am spus, la această etapă, nu. O să revin cândva, o să vedem, în funcție de ce o să se întâmple și cu dosarele penale și cu ce o să fie în țară și așa mai departe. Este adevărat că cel puțin 10 primari socialiști la fel au plecat la această mișcare pentru popor? Eu am văzut mesajul care a fost săptămâna trecută, public, că unii primari din unele raioane au plecat. Eu nu am verificat această informație. Eu am avut o întrevedere cu unii lideri de noștri raionali, spun sincer, le-a spus că este o greșeală să facă această mișcare, să iasă. Pentru că acolo perspectivă nu-i ceea ce am spus azi. Dacă se va crea ceva pe viitor, guvernare, coaliție, după alegeri, împotriva PAS, va fi în jurul la socialiști, dacă se va menține pe SRM-ul. Dacă nu va fi pe SRM-ul, ușor n-o să, în jurul ușor n-o să creeze, ușor n-o să iei majoritatea niciodată. De ce un să duc ei? De ce mesajul meu către colegii socialiști? Nu vă duceți nicăieri. Eu înțeleg că e greu. A fost și mai greu, a fost cu Plahotniuc, dar nu încercau să ne rupă Plahotniuc. Adică dumneavoastră nu excludeți și nu puteți garanta faptul că și alți deputați socialiști nu vor adera la această mișcare. Eu sper că nu vor fi astfel de mișcări, dar încurajez conducerea PSRM să ia o decizie principială și fac mai departe. Eu o să fiu alături de ei, o să susțin decizia lor, dar decizia lor le aparține, nu mie. După anunțul doamnei Irina Lozovan, fostul premier Ion Chico a postat un mesaj, aparent ciudățel, dar sună așa. Cei de treceți acum la șor, mergeți deja direct la PAS. Ce să mai înconjurați? Ce vreau să spun lui domnul Chico? Ceea ce am spus și eu acum, că ceea ce se întâmplă este inclusiv în interesul PAS-ului. Pentru că eu nu văd în interesul cui. Se distruge opoziția, se dispersează opoziția. Și eu am spus la o emisiune, nu știu, la tine sau în altă parte, am spus că ceea ce se întâmplă cu opoziția este cea mai de succes operațiune specială a PAS-ului. Pentru că opoziția nu se consolidează. Nici Plahotniuc nu făcești. Noi în timpul Plahotniuc ne-am unit. Eu, Usată, Năstase, Maia Sandu împreună. Facem proteste. Dar cum pasă cum ai pune pe toți pe diferite? Eu mă uit dintr-o parte și eu nu înțeleg. Chiar voi nu vă percepeți lideri de opoziție că vas să joacă cu voi ca cu șoricei. Nu la șor mă refer acum. Apropo de șor, Ilan Șor a ajuns să fie preferatul Moscovei? Dar eu nu știu. Preferat, iubimă, nelibimă, jenat. Idei n-am. Pentru că eu nu discut acum cu nimeni. Și asta nu este corect pentru politicienii din Republica Moldova. Politicienii trebuie să fie, eu am spus, pro-moldoveni. Da, eu am spus sistemul economic, relații mai bune cu Rusia, Uniunea Rusiatică și așa mai departe. Dar noi trebuie să fim relații bune cu tot, și cu Europa, și cu Rusia, și cu China. Apropo, China, o putere foarte importantă. Am întrebare despre China, dar haideți să fim în relații bune cu regizorul, el vrea publicitate, luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Cu plăcere. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Igor Dodon, președinte de onoare al Partidului Socialiștilor. Dumneavoastră știți că în țara asta sunt două partide mari care n-au candidat până la ora asta pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Socialiștii și PAS. Cel mai important partid. Cele mai importante partide nu pot găsi câte un candidat? Sau nu știu, înaintați unul comun, dacă vreți. Cum este vorba în limba rusă? Плохие лошади рвутся старта. Mm-hmm. Nu vreau să ofensez pe nimeni, nu ne ferești nici într-un caz, dar probabil are loc o analiză mai detaliată la ce trebuie de făcut în Chișinău. Pentru că Partidul Socialiștilor, dacă să ne amintim istoricul,
Din 2011, bine, eu eram de la comuniști, în 2011 am fost eu candidat, în 2015 a fost Grecianai candidat, în 2018 alegerea începată în Chișinău a fost Ceban Ion din partea socialiștilor și în 2019 a fost Ceban. Adică dacă luăm ultimii 12 ani, candidatul susținut de socialiști a ieșit în turul 2 și a învins la ultimul scrutin. Evident că PSRM trebuie să aibă și va avea candidatul său. Din nou, decizia este a colegilor din conducerea partidului. Mm. Cine va fi el? Unii îmi spuneau că să merg eu. Sincer. Unii colegi să le dăm și îmi scriu pe Facebook. De ce nu mergeți dumneavoastră? Dumneavoastră la sigur ești în turul 2, la sigur. Cu ce bani sau cu pas, nu știi. Dar la sigur ești în turul 2 și încă puteți câștiga. Eu mă uit la ei. Până acum nu luam în serios. Dar acum mă gândesc, băi, ia să examinez eu mai serios și opțiunea asta. Și chiar examinați? M-au pus pe gânduri. Eu în ce bani sunt sperem. O să vedem. Dar o să vedem. Eu nu zic nu. Dar pe serme la sigur o să aibă un candidat. Eu sigur, pentru că băieții se deștepți acolo și înțeleg. Îmi pofidă la tot ceea ce se întâmplă acum cu un deputat, doi pleacă, asta nu năruie partidul. Trebuie să aibă un candidat. Cine o să fie candidat? Că o să fie Vlad, că o să fie Olga, că o să fie nu știu cine. Ei se decide. Ei o să decide dacă o să aibă nevoie de suportul meu în campanie electorală, așa cum merg acum la Găgăuzia. O să merg și o să sunt. Dacă ați consideră că Dodon pentru dânsă nu-i plus, eu stau deoparte și să mă duc la bot și răzvătez socialist, pentru că sunt membru a echipei. Dar la sigur participarea unui candidat puternic din partea PSRM garantează că cel mai probabil vom avea turul 2. Și cel mai probabil în turul 2 ar putea să iasă un socialist cu nu știu cine deja. Poate fi și actualul primar, dar poate să nu fie. Asta chestie moldovenească, da? Adică Ceban nu-i cu noi și pentru asta nu-l susținem. Dar or... nu de atâta, Gheorghe, nu. Hai să vorbim puțin despre Ceban. Noi am mai vorbit în unii lucruri aici, când el s-a purtat, a dat mesajul urât în adresa mea, care eu nu le-am înțeles. Am discutat despre chestia asta, eu nu le-am înțeles atunci. Și cred că nu s-a meritat să-mi atace familia și pe mine personal. Dar asta e altă întrebare. Ceban a făcut multe lucruri pentru Chișinău. Și l-am recunoscut lucrul ăsta. Dar trebuie să schidim parantezele. Primii 2 ani de mandat al lui Ceban, el a făcut multe lucruri datorită suportului nostru. În 2020, președintele Dodon și premierul Chicu au alocat bani enormi în suportul proiectelor de infrastructură și altor proiecte al lui Ion Ceban din Chișinău. În anul 2021, când până în luna august a fost guvernul unde miniștrii erau tot a socialiștilor, așa numitul, până și au fost alegerile parlamentare începate, s-au acordat suport substanțial pentru Ion Ceban în Chișinău, pentru proiecte care, până la urmă, au capitalizat imaginea lui Ion Ceban. Deci e evident că succesul lui Ion Ceban, și el e bravo, vă spun sincer, comparativ cu toți, cu mulți care au fost până acum, nu cu toți, că au fost buni și Urechianu a fost destul de bun, de exemplu. La Urechianu încoace, cred că Ceban este mai bun decât cei care au fost până la el. Dar el trebuie să recunoască, dar lucrul ăsta se dă deoparte. Trebuie să recunoască că în mare parte și datorită suportului nostru. El o să aibă de pierdut comparativ cu ceea ce au avut în data trecută, pentru că el și-a schimbat și viziunile politice. Știți, s-a făcut repede pro-european și cu limba română. Vedem că încearcă să obține zile mai multe în discuții cu ambasadorul Statelor Unite. Vedem că nu critică PAS deja de vreo 3-4 luni. Cum nu critică? El începe ședințele cu PAS și termină tot cu PAS. Nu e ceea ce atacuri la Maia Sandu, la deputații PAS, noi urmărim. Avem și noi, chiar în situația nu simplă în care suntem, avem și noi centri analitici care facem toate analizele și noi vedem cine și cum critică. Cel mai tare PAS și Maia Sandu critică Chicu Ion. Și cel mai eficient, apropo. Bate acolo unde doare. Undeva poate prea dur, dar bate acolo unde doare. Eu, de-ați ia alt partid, dar că e bravo în sensul ăsta. Deci vedem că Ceban puțin să contopește cu guvernarea. Lucrul ăsta o să-i joace festa la alegeri. Deci oamenii așteaptă o alternativă pe stângă pentru aceste alegeri locale din Chișinău și eu cred că socialiștii, ca principală forță de opoziție, trebuie să ofere această soluție, această alternativă. Dar ce se întâmplă în Consiliul Municipal Chișinău? Eu zilnic văd bătăi destul de dur între Ion Ceban și consilierii socialiști.
trei luni în urmă, chiar nu, dacă el deja anunțase descrierea manului său, ei în colaborau. Pentru că atunci încă nu fusese migrația de consilieri municipali în frunte cu mama lui Ion Ciuban, de la socialiști către man. Acum au rupt fracțiunea municipală și evident că acolo nu ați credeți că consilierii municipali tare vreau să voteze tot ce vrea Ion Ciuban în ultimii trei ani? Eu mi-aduc aminte că încă eu eram în fruntea partidului președinte, cum îi rugam înainte de ședințele Consiliului Municipal, îi convocam pe Ion Ciuban aici, consilierii aici, și încercam să impac, pentru că consilierii erau categoric împotriva proiectelor care le promova Ion Ciuban. Și acum lucrul ăsta a ieșit la suprafață. E regretabil, eu am spus-o și anterior. Ion Ciuban mai bine se ocupa de Chișinău decât de politica mare și reușa, avea timp să fac creză, man, nu man, după alegeri. Putea să fie candidat independent cu susținerea socialiștilor, câștigat din primul tur și pe urmă și făcea partid. A hotărât așa e decizia lui. Rămâne la alegeri, dar haideți la cele de Găgăuzea, că ele sunt primele. Deci domnul Uzun, da? Candidatul care îl susțineți dumneavoastră. Dar ce a fost cu neînțelegerea asta a domnului Vasile Bolea, deputat socialist, care a zis că susține pe altcineva din Găgăuzea? Și aici este o problemă internă pe PSR meu. Pentru că, din nou, nu-i, cum am spus, trebuie fie tata în casă, spui, băi, așa și gata. Eu nu cred că lucrul ăsta este atât de grav pentru alegerile din Găgăuzea, dar este o problemă, trebuie să spunem sincer, este o problemă. Pentru că toți deputații socialiști, inclusiv președintele de onoare, fostul președinte de țară, merg și susțin un candidat, dar doi deputați socialiști care au fost promovați în funcție de către partid, Vasile Bolea și Alexandru Suhadolski, susțin altă candidatură. Lucrul ăsta nu este bun. Nu este bun pentru că creează anumite neînțelegeri în rândul alegătorilor. De ce au hotărât ei așa? Conducerea partidului trebuie să clarifice. Eu nu m-am implicat în chestia asta. Evident că eu cred că domnul Uzun are șanse mai mari. Și măsurările pe care noi le facem și datele la care am eu acces, ratingul lui Grigore Uzun a crescut de 5-6 ori din startul campaniei electorale, datorită implicării noastre masive, a partidului, a mea personal. Eu cred că el are șanse foarte bune să treacă în turul 2 și pe urmă se va vedea mai departe. Azi președintele Partidului de Guvernământ, domnul Igor Grosu, a anunțat că PAS-ul nu are candidat în Găgăuzea și nici nu va susține pe nimeni. Nu, ei au candidat ascuns. Eu nu o să dau nume. Dar noi știm că conducerea Adunării Populare Găgăuzei cum lucrează cu această guvernare. Lucrul ăsta se vede și ei nu ascund. Și eu cred că și Bașcanul Găgăuzei și adunarea actuală Bașcan și Adunarea Populară Găgăuziei vor susține un candidat care este convenabil pentru PAS, pentru Gros, pentru Maia Sandu. Doamna Vlah? Doamna Vlah cum bate de dimineață până în seară Maia Sandu și în PAS, ea va susține un candidat pro-partid de guvernământ? Eu văd că toți acei care sunt incomozi guvernării au 10 dosare penale și au probleme mari. Și toată justiția și SIS-ul e pe capul lor. Eu sunt exemplu în acest sens. Nu o să continuăm mai departe, voi înțelegeți. Poate e combinabil așa, poate pentru alegerile prezidențiale de anul viitor trebuie alt spoiler pe stânga în afară de usate care au fost. Gândiți-vă mai adânc și lucrul ăsta va fi clar în timp apropiat. De ce eu nu cred în acest lucru. Eu nu cred. Că ați spus despre prezidențiale, eu deseori vă întreb aproape la fiecare emisiune, dar asta am să întreb până la anul. Da. Mai întreabă tot. S-a născut sau nu s-a născut încă un contracandidat serios pentru Maia Sandu la prezidențiale de anul viitor? Eu cred că sunt contracandidați. M-a întrebat data trecută, acela câștigă, acela nu câștigă. De atât am spus odată, că așa a fost și membru pe rețele de socializare. Eu cred că lumea o să voteze împotriva Maia Sandu. Indiferent cine va fi acel candidat. E clar, trebuie să fie unul bun, care cel puțin este în primii 5-7 ca rating, ca susținere, ca notivitate, ca lume, notoritate, ca lumea să fie. Dar eu cred că lumea va vota împotriva Maia Sandu și lucrul ăsta va fi din ce în ce mai clar. Antireitingul la Maia Sandu crește și ei înțelege lucrul ăsta.
Și eu cred că cei care o consultă înțeleg acest lucru. Încercarea de a schimba guvernul în speranța că o să îmbunătățească susținerea populației nu a dat efect. Ei pot să țineze orice sondaj. Ei ținează în ultimul timp sondaje, să arată că sunt creșteri. Nu sunt creșteri. Pentru că eu am acces la aceleași date care le au ei din sondajele închise. Ce arată ele? Ei sunt în scădere. Ei sunt în scădere. Dar sunt pe primul loc? Nu sunt pe primul loc. Blocul este mai sus. Acum cu ruperea, și asta poate fi încă un argument, de ce rup socialiștii, în speranță să arăte că nu mai este socialiștii, că în speranță poate ori și în față. Nu sunt prim loc. În orice caz, sondajele ultimele 2-3 săptămâni nu erau prim loc. De aceea, nu e atât de sigur cum cred unii. Lucrurile se vor schimba. Și va fi o luptă dură la prezidențiale. Dacă va fi la anul, poate a dat domnul Șorfie anticipate, timp o să arăte. Știți că sunt niște legende pe Telegram conform cărora Maia Sandu cu PAS vor să modifice din nou Constituția prin Curtea Constituțională, astfel încât să revenim la alegerea președintelui de către Parlament? Nu trebuie exclus nimic. Eu nu exclud. Uitați-vă aici ce acrobați sunt pe reforma justiției și pe alte subiecte care lor le este combinabil. Uite cum a făcut limba română, am discutat la începutul emisiunii. Acum, adică Curtea Constituțională spune că noi, Curtea Constituțională, am greșit. Când... Dar care e problema? Să alți judecători, dar cum a făcut Curtea Constituțională această componență, care e acum? În luna, cum vă spun, în luna august sau luna septembrie 2019, când a anulat mai multe hotărâri a Curții Constituționale, cea care a fost al lui Plahotniuc, legate de dizolvarea Parlamentului. Pentru că erau vădit ilegale. Nu, și o să facă muși un aviz la Comisia de la Veneția și o să spună că atunci au fost ilegal și o să modifice din nou Constituția înapoi și să leagă președintele în Parlament. Domnule, eu nu vă întreb ce știți pe Telegram, ce știți sau credeți sau vedeți. Eu cred că Maia Sandu, înțelegând că pierde alegerile prezidențiale, o să facă tot posibil să preseze prin acțiuni ca și Plahotniuc să întoarcă alegerea președintelui țării în Parlament. Cu 61 de voturi, pentru că iau 63. Și bun, Gaic, Vartanian, cine acolo o să mai voteze, iau voturile pentru alegerea președintelui țării în Parlament. Lucrul ăsta va fi foarte, foarte urât. Dar câte lucruri urâte a făcut Maia Sandu în ultimul an? Ce să nu facă și peste? Da, dar există niște limite, totuși. Noi nu putem juca de Constituție. Cum adică azi, așa, ați văzut ceva limite la Maia Sandu și la PAS? Despre asta nu vreau să pun, nu m-am dat eu cu părere, dar ăștia sunt teroriști. Ăștia sunt teroriști economici, în domeniul economic, în domeniul justiției, în domeniul constituțional. Ei nu au limite. Ei cred că scopul scuză mijloacele. L-au citit Machiavelli și pe alții și cred că nu contează. Scopul e important. Scopul dar, scuz la mijloace, dacă scopul este unui nobil, așa spune. Dar eu spun că asta în scopul integrării europene. Și cei care sunt dictatori și teroriști în actul de guvernare, o finalizează ca dictatori și teroriști. Și lucrul ăsta inevitabil se va întâmpla și cu Maia Sandu și cu actuali. Dar, hai sincer, 2 ani în urmă, 1 jumătate în urmă, sau 2 jumătate în urmă când a fost Maia Sandu ales, voi vă gândeați că o să meargă așa haos în toate domeniile? Uitați ce fac în justiție. Dar pe război. Înseamnă că dacă e război, se poate orice. Înseamnă că se poate demodificat Constituția așa cum spunem noi. Înseamnă că se poate închis 6 posturi de televiziune. Nu că se le limitez cum le limita Plahotniuc, că se poate să arăți asta sau asta. Se le închis total. Înseamnă că poți să-ți bați joc de oponenții politici, pui pe toți la pușcărie. Înseamnă că poți să dai drepturi la SIS, care vor să le voteze acum, joi, că pe noi, pe toți acasă, să ne pună cămeri și jucioase, începând la dormitor și terminat cu baie, fără de ce-i judecat și asta e ok pentru ei. Cu toate că este comisia de la Veneția critică, care spun că nu se poate așa ceva. Europa spune că nu se poate. Dar lor le tot una și merg înainte. Scopul scuză mijloacele. Și băieții ăștia care fac toată chestia asta, o să termine foarte rău. Ei nu înțeleg lucrul ăsta. Ei cred că-i pe veci. Nimeni nu-i veșnic. Cu atât mai mult ei. Iar cei care execută aceste indicații, eu vreau să spun, în avion la Hogan așa numai 2 locuri. Pentru Maia și pentru Bzacui. Nici pentru Grosu n-așa, că n-a să fugă de aici. Dar toți executorii a să rămână aici și o să răspundă conform legii. În fața următorilor procurori. Ei acum, hai să spunem sincer, acum când îi controlează tot sistemul și justiție și tot controlează, și SIS, sunt scurgeri. Noi am văzut ce face
ăsta, Litvinenko, cum alege procurorul pe Drăgălină în Viceu. Noi am văzut ce face Spânu, care are dosar penal pe negocierile cu gazul. Ați văzut că ce început să iasă. Asta în condițiile că îi controlează sistemul tot. Dar vă închipuți ce asta pe urmă. Vă închipuți câte o să iasă la iveală. Și o să facă pușcării foarte mulți. Dar executoria să înceapă deodată să scrie, că au primit indicații de la Litvinenko. Litvinenko a zis că am primit indicații de la Maia Sandu. Și dacă Maia Sandu crede că a să fie prin Statele Unite și a să... Saakashvili tot așa crede. Saakashvili tot așa crede. Și cite lecții pe la Harvard, nu știu pe unde, și era consilier a președintelui sau prim-ministrului în Ucraina și a ajuns unde a ajuns. De ce derapajele care le face Maia Sandu și PAS acum o să lovească dur în ei? Și lucrul ăsta e inevitabil. Inevitabil. O să se întâmple. Și eu aș vrea cei care execută tot să gândească la asta. Pentru că cei care execută, în mare parte, nu sunt tare deștepți, ca să știți. Ia că găsesc de ăștia ca la mine, Lolici, cum îi numesc eu, de procurori, dvoieșnici, care în viața lor nu au făcut nimic. Dar găsesc de ăștia pentru că oamenii deștepți nu se apucă de nebunii de astea. Și executorii, în primul rând, o să răspundă. Și primul o să răspundă ceilalți. Până atunci, dacă va fi așa. Revenim un pic la locale, că am uitat o precizare. De ce blocul comuniștilor și socialiștilor, deci Vladimir Voronin pe de o parte și socialiștii pe de cealaltă parte, nu-și înaintează un candidat la primărie, de exemplu, sau în Găgăuzia? De ce Vladimir Voronin e un pic mai retras? În Găgăuzia, din câte sunt informat, pentru că fiind în campanie zilele trecute, plenara Partidului Comuniștilor a hotărât să susține pe candidatul Uzun. Cel puțin eu am fost alaltă ieri la o întrevedere unde era liderul comuniștilor din Comrat, lângă mine. Și pe urmă am fost la o întrevedere în Cedăr Lungă, unde liderul comuniștilor din Cedăr Lungă a spus că noi îl susținem pe Uzun. Okay. Adică aici nu văd careva poziție diferită. La nivel local. În ceea ce ține de Chișinău, decizia încă nu-i luată, am spus, să discută despre candidatură, nu trebuie exclus că o să-l susțină și ei. În ceea ce ține de participare la locale în general, pentru că domnul Voronin a spus că îi participă separat, socialiști separat, și lucrul ăsta se explică pentru aceea că la nivel de local oamenii vor și cred că au șansă mai mari decât celălalt. Știți cum e. Dacă la parlamentari, atunci eu am fost la Voronin și noi am semnat împreună acordul de creare a blocului, eu am văzut la o misiune lor că nu, că eu am creat bloc că nu era de domnul Vladimir Nicolaevici. Eu înțeleg că vârsta, dar noi am semnat în luna mai, la dinelui în birou, acordul de creare a blocului electoral a comuniștilor și socialiștilor. Eu eram președintele PSRM, el era președintele comuniștilor. Am luat atunci această decizie. Acum la locale, echipele locale vor să meargă separat. Și e greu să îmbin local. Noi greu am îmbinat echipele la nivel central ca să mergem la parlamentari. Și acum sunt supărări la socialiști. De ce am dat atâtea locuri la comuniști și mai departe? Sunt discuții. Dar la local e și mai grav. De ce s-a luat decizia? Merge fiecare color, mai departe pe alegeri se va vedea. V-am întrebat și de trecut, revenind la prezidențiale. Dar dumneavoastră veți candida încă o dată la prezidențiale? Sau tot nu excludeți, ca și în cazul primăriei Chișinău? Tipul va arăta. Eu v-am spus, eu am fost în funcția de șef de stat. Știu ce înseamnă aceasta. Timpul va arată. Bine, haideți la problemele dumneavoastră personale. Ce cu chestia asta că vreți la muntele Athos? Pentru că dintr-o parte asta se interpretează că, iată, omul caută să provoace sistemul juridic și să dea motiv ca, pentru că să admitem că judecătorul spune că, păi, nu e o problemă. Ești liber. Vrei să te duci până la munte, du-te și vină înapoi acasă. În schimb, societății, da, e astfel motiv. Iată, justiția nu se opune reformării sistemului și așa mai departe. N-aveți cu ce vă ocupa? Care-i munte Athos? Gheorghe, eu în fiecare an mergeam la muntele Athos. Când erau vremuri bune pentru dumneavoastră. Vremuri bune, amuz vremuri bune. Așa zic unii. Eu am fost și anul trecut în luna aprilie la muntele Athos și am primit invitație oficială la muntele Athos. Eu înțelegeam că judecătorii o să aibă frică să ia decizie, pentru că normal trebuie să permită. Care e problema? Pentru că să fugi din țară sub pretextul muntelui Athos și postului, pentru mine avea să fie asta, nu, lovitură pe toată viața înainte. Vă imaginați, da? S-au acoperit cu postul și au fugit de domnul din țară. S-au eschivat la justiție. Eu niciodată nu avea să fac chestia asta și nici n-am de gând să fac. Am vorbit pe tema asta de multe ori. Am primit invitații oficiale. Eu înțelegem că eu să refuz. Trebuie ca oamenii ăștia, cetățenii, să înțeleagă cu cine avem de facere. Cu ce guvernare avem. Cine e Maia Sandu. Cu
copilul nu ne-a permis. V-a permis. Nu, ați văzut cu dosar penal, chestii așa, da. Și așa mai departe. La Atos nu ne-a permis. Adică chestii de religie. Nu mi-a permis. Să vadă fața adevărată. Dacă cineva mai are iluzii cine este Maia Sandu și Pas, să știe cine este ei. Și gata. Evident că eu să merg la mănăstire aici, că să merg, eu de fapt țin postul, probabil și matații, așa cum o bună parte din moldoveni. O să merg aici pe loc, la mănăstire, am eu cu ce mă ocupa, nu-i problemă. Dar s-a văzut fața lor. Da, stă Maia Sandu și sună la Curtea Supremă și spune, nu-i dați voie lui Dodon la munte. Dacă credeți că Maia Sandu nu se implică în gestionarea la procesele din justiție, lipsă marnică. Atunci când le-a dat din degete în luna decembrie anul trecut că la Curtea Supremă Justiției sunt niște dosare de rezonanță, și noi o să vedem cum o să decide și cum o să vă purtați și o să decidem, o să treceți voi prevetingul sau nu o să treceți prevetingul. E prin asta pus cruce pe toată reforma asta justiției. Ia ca ce face Maia Sandu. Și Litvinenko, care a înțeles că e buba și a spus că a obosit, și da, deoparte, dar dacă Litvinenko crede că o scăpa de tot, el face lista cu deschis dosare penale. El a dat indicații lui Dodon să-l rețină, să-l țină acasă. El nu permitea, că vedem noi cu argumente, să ies măcar în arest la domiciliu. Litvinenko, Bulat, Musteață, noi lucrurile astea îl știm. Nu e nici Litvinenko, nici Bulat, nici Musteață. Și nu nici Timofti, care executa la Curtea Supremă Justiției toate indicațiile astea, care de azi este în demisie. Dar ei au fost utilizați ca instrumente și eu să răspundă pentru asta, conform legii, mai devreme sau mai târziu. De ce Maia Sandu? Maia Sandu gestiona tot și gestionează în continuare. Pur și simplu, ceea ce face ea acum, hai lăsăm pe Dodon într-o parte. Hai să vă explic puțin cu reforma asta, simplu. Da, ajungem la reformă. Vreau o precizare cu dosarele dumneavoastră. Acum, după ce s-a întâmplat la Curtea Supremă de Justiție, că au plecat aproape toți, inclusiv magistrații care examinau dosarul dumneavoastră. Ce se întâmplă? Au loc ședință în general? Ședința este pe data de 30 martie. Așa. Următoare. Și are să examineți? Un judecător din trei în demisie, al doilea pleacă în demisie vineri. Ședința e joi, el pleacă vineri. E clar că procesul este blocat. Și asta nu e interesul meu. Pentru că eu sunt fier convins că am dreptate și avocații mei spun că noi câștigăm aici și o să avem sentință de achitare și reabilitare și așa mai departe. Eu nu avem interes să tergiversăm. Dar haosul care l-a făcut Maia Sandu în sistem duce la ceea că anul ăsta la sigur nu o să fie nicio decizie pe dosarele mele. Nu știu dacă o să fie la începutul anului viitor. Pentru că acolo este, dacă vine alt judecător, trebuie să înceapă de la zero. E că ceea ce noi ultimele 6 luni, 7 am lucrat pe dosarul ăsta la Curtea Supremă Justiției, câteva 10 de ședință, tot asta se anulează, se începe de la zero pentru că vin alți judecători, care trebuie să intre în esență și toate procesele de la început, ședință preliminară și așa mai departe. Asta e răspunsul la întrebare. Pe ce voi spune despre reforma justiției? Eu am să vă întreb ceva despre reforma justiției. Eu o să spun așa, pentru că ați avut foarte buni invitați și foști miniștri și judecători, eu o să explic așa, ca să înțeleagă oamenii. Cum în 2019, după ce am intrat în esență, fiind șef de stat, îi explicam premierului Maia Sandu ce este reforma justiției. Ce? Trebuie pauză? Da. La telefonul mă uit. Da. Da. Și pe urmă începe cu reforma justiției. După asta reforma justiției. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, vorbeam despre justiție. Dumneavoastră ați laudat invitații de aici din studio, că îi explic într-un fel sau altul, dar dumneavoastră vreți să spuneți o leacă în moldovenească ce înseamnă reforma justiției. Orice guvernare încerca să influențeze justiția. Da, am ce spuneți de dumneavoastră. Am ce spuneți de dumneavoastră. 2019. Orice guvernare încerca. Justiția, sistemul judecătoros, sistemul procuratorii. În 2019, când Maia Sandu a plecat, eu ce am făcut? Am numit în funcție un procuror, nu pentru a influența, și o spuneți că te zgrăiesc așa, dar eu îți vă dau argumente. Pentru că Maia Sandu în 2019 a început să apropie lângă dânsa pe cei care s-au dus la Plahotniuc, spunând că, băi, noi îți dăm tăt să-l pui pe Dodon la pușcărie, eu fiind șef de stat. Că nu i-a reușit să pui procurorul care a vrut, i-a s-a dus de funcție. Anul 2020, Stoianoglu nu s-a implicat în... El încerca să facă regulă.
Greu, dar încerca. Pe unde se primit, pe unde nu s-o primit. În justiție eu în genere nu m-am băgat. Nu era la președinte să spui că lui este dosar penal sau nu. Pentru că dacă vă aduceți aminte că eram eu șef de stat, eu închis dosarele penale lui Maia Sandu, lui Usat, la mulți opoziționari. Maia Sandu nu-i deschis, pe timpul meu lui ei închis dosarul. Acum, în momentul când a venit Maia Sandu, înțelege că nu o să facă treaba în economie, nu o să facă nimic, și a spus, tu trebuie să iei justiția în mână. Trebuie să iei media și justiția. Media a închis televiziunile și a luat toată media. Poate ai rămas dumneata așa încă câțiva independenți. Dar restul tot e sub pas. Și dacă ei nu vorbesc ceva la TV8 și la ProTV și la jurnale, cred că oamenii nu știu. E că o să ajungem, mamuș, la actuala ministră, că soțul a fost, știți, au apărut în presă. TV8 și ăștia tac. Dar dă și temă tabu. Pasul zic că tășeți și gata. Dar să nu înseamnă că oamenii nu vorbesc despre asta. Oamenii se uită la emisiunea dumneitale, se uită la, pe internet, pe Facebook, pe TikTok și așa mai departe. Știu. Acum mai s-au gândit. Cu presa s-au clarificat. În opinia ei, eu închis gura la tăți. Cu toate că oamenii se uită pe alte canale deja. Și s-au gândit, hai să facem cu justiția. Justiția, procuratura și judecătorii. Procuratura stoi în oglă, nu vrut să culci sub dânsă. A spus că e ilegal tot ce vrea ta. Și a spus în față, de mai multe ori. E bătie cu pumnul masă, trebuie arestat Dodontă. Îi spune, nu se poate că e ilegal. Trebuie că nu se poate că e ilegal, este Constituție. Și ei au făcut operațiunea cu Litvinenko cu să-l scoată pe Stoianoglu, care de grabă să fie la CEDO restabilit. Și asta e clar. Și asta era clar deodată. Și asta e lovitură Maia Sandu. Și vreau să întreb Maia Sandu, dacă te consideri că ai dreptate, de ce nu semnezi decretul de demisie al lui Stoianoglu? Că este pe rolul în proces în Chișinău. Ei, da. Câte proces sunt și ei semnează deodată. De aici legea anticonstituțională care ați aprobat-o voi pas cu evaluarea, cu tot chestia asta. O trecută evaluările, au spus că Stoianoglu nu-i bun. Decretul pe masă la Maia Sandu, ce nu semnează? Înseamnă că înțelege că o să fie decizia CEDO și vrei să spui că nu e responsabilitatea ei. Asta a făcut-o Litvinenko, CSP-ul, nu știu cine. Bine, procuratura s-a clarificat. L-a scos pe Stoianoglu, ilegal. L-a pus pe robul. L-a folosit pe robul un an de zile ca să-mi deschidă în ea dosare penale și la toți. Pe robul l-a aruncat la gunoi împreună cu Bulat. E clar. Am o să uitat la judecători. L-a găsit pe Musteanță, care slujea regimurilor și el și l-a pus pe Musteanță să mătrea și pe justiție, care m-au fugit la ședința judecătorilor. Am ca să controlez sistemul judecătorilor, acolo ca să înțeleagă oamenii. Acolo este organ deasupra care coordonează activitatea judecătorilor, care îi numește și îi sancționează. Asta se numește CSM, Curtea Supremă a Magistraturii. Consiliu. Consiliu Suprem. Mai jos este Curtea Supremă Justiție, curțile de apel și mai jos judecățile. Raionale sau diferite sunt. E că este sistemul justiției. Amu ca să-i ții pe toți sub capac, trebuie să controlezi CSM-ul. În CSM erau oameni numiți anteriori, de guvernele anterioare. Acum ei s-au gândit, hai să-i dăm pe jos pe tăți din CSM și să punem oamenii noștri. Care pe urmă spui oamenilor în curtea spre justiție și în curțile de apel și mai jos în judecători. Amu ca să-i ții pe toți în șah, nu-i numești pe nimeni în funcție în decurs de 2 ani de când e în funcție. Îi pune pe tăți interimari. Nu-i niciunul numit în funcție. Nici din procuror, nici din judecător. Numai pe Drăgălin nu-i numit în funcție. Cu drepturi de pline. Rest tăți sunt interimari. Ce înseamnă interimar? Șede cu deși, îți arată. N-ai să te porți ghine? N-ai să-l pui pe tot domnul la dubă? Tu n-ai și interimari și dat afară. Acum în CSM-ul ăsta, deasupra, sunt 12 oameni. Conform Constituției, 6 îi numește Parlamentul, 6 adunarea generală a judecătorilor. Declarația lui Grosu de azi, că nu ne interesează judecătorii, dar noi să-i numim pe ăștia de la Parlament, unde ești, sorosiști, și ei să facă așa cum vrem noi, care este total anticonstituțional. Și care toate deciziile lor mai departe, pe numirea în jos a judecătorilor la Curtea Supremă sau apel sau asta, o să fie ilegale, anticonstituționale. Ceea ce încearcă să construiască cu decizii ilegale anticonstituționale, o să fie anticonstituțional tot sistemul în jos. Și o să se prăbușească absolut tot. Orice decizie a judecătorilor numiți prin metoda asta anticonstituțională o să fie ilegală considerată de orice judecată internațională și mai târziu pe intern o să fie anulate absolut toate. Care e soluția? Soluția e dialog. E că Ieșanu, fostul ministru, viceministru Nicolae, e membru Comisiei de la Veneția, expert acolo. A, l-au scos băieții ăștia. Da. El spune foarte, băi, faceți consens.
invitați și stânga, și dreapta, și opoziția, și toți, și discutați. Și faceți un consens, discutați cu judecătorii. Nu spun că judecătorii toți sunt buni, dar nu sunt toți răi. Nu sunt toți răi. Pentru că când îi spui la judecător și face comisie de pre-vetting, unde îți spui oameni cu a unui ONG, al Grebenci, care îi evaluează pe toți judecătorii și le pune negativ numai că ei își fac o majoritate în CSM sau în CSG ca să-i controleze. Și ministra actuală, nu știu, poate e profesionist, nu o cunosc, a justiției. Ea să-și spune, dar noi știm cum voi toți sunteți corupți. Cum soțul tău condamnat? Condamnat. O dat mit, nu știu ce. Și tu ieși și îți permiți să spui la judecător, dar păi arată tu exemplu. Am spus, toată presa de dreapta tace. Dar să nu seamnă cu oamenii, nu știu și nu vorbesc. Păi că tot ce construiește Maia Sandu acum, cum o gafat în domeniul procuraturii și o să fie nevoit acum să restabilească pe Stoianoglu. Eu nu știu cum o să fac. Eu nu știu cum o să fac. Apropo... Exact așa gafează și în tot domeniul justiției. Și aici nu e ca să spună cineva că Dodon asta spune, că el e interesat în justiție, nu știu. N-am eu nicio problemă cu justiția. Eu nu am fugit, n-am de gând să fug cum alții și sunt mari, tari și mari în live-uri de prin afara țării. Eu am rămas aici. Pentru că n-am ce mă teme. Și o să demonstrez în justiție, inclusiv la ești care să vină. O să le demonstrez că am dreptate. Nu-i problema mine acum. Problema că ei discreditează o ramură a puterii și încearcă să o ia în mâini brutal, nici Plahotniuc așa nu face, contrar la toate normele constituționale și internaționale. Occidentul până ce tace, pentru că e război în Ucraina. Ei nu vor să critique ceea ce face Maia Sandu, nu pot, pentru că să nu lasă o umbră pe Maia Sandu. Dar lucrul ăsta, la sigur, va fi declarat anticonstituțional și contrar normelor internaționale în următoarele luni, în următorul an, un an jumate, lucrul ăsta tot o sânără, tot ce construiesc ei. Eu mai am vreo două întrebări despre justiție. Nu știu, poate prea sofisticat, dar eu am încercat să explic așa, cum am să înțeleg. Revin un pic la justiție, dar până atunci, că l-ați pomenit de Vladimir Plahotniuc. Ce-s cu discuțiile astea din societate? Că Plahotniuc deja e pe aici, vorbește cu primari, cu șefi, cu organizează, nu știu ce organizează. Eu cu Plahotniuc ultima dată am vorbit în data de 7 iunie 2019. Eu asta vă cred. Eu când el m-a înregistrat și în baza la asta, Maia Sandu ne-a deschis, am un dosar penal. E ca atunci ultima dată. Eu nu cred. Sau hai să spunem așa, dacă Plahotniuc revine în Republica Moldova, atunci asta se face doar la înțelegerea între Plahotniuc și Maia Sandu. Nu poate să revină fără acceptul Maia Sandu. Fizic nu revine. Ci că se pregătește de locale prin partide anumite, partiduță, partide mai mari, poartă discuții serioase cu mulți lideraji la Chișinău și nu doar. Asta eu nu știu. Am așa informații și nu pot să comentez atât timp că nu am informații. Eu cred că se fac diferite mișcări pentru locale, evident. Maia Sandu și PAS-ul încearcă să preseze primarii care au rating și au șansă să meargă din partea PAS-ului și la socialiști mult să presează. Să meargă din partea PAS-ului. Lor le trebuie să arăte la alegeri locale că ești pe locul întâi la număr de primari. Și le spune, dacă nu vreți din partea noastră, mergi independență. Numai nu de la socialiști, de la șor, de la alții. Așa, asta e de principiul ăla. Copii. Că e cei independență, o să treacă independență, pe urmă o să alături la socialiști, de exemplu. Acolo mergi presiuni foarte mari. Dar localele o să fie luptă, dar principalele lupte sunt prezidențiale și parlamentare. Eu cred că dacă Plahotniuc ar avea ceva intenții strategice, sau oricare politician, dacă are viziuni strategice, chiar mă refer și la mine în sensul ăsta. Locale sunt importante, dar pentru mine sunt mult mai importante prezidențiale și parlamentare, care vor fi decizii strategice, importante pentru soarta țării. Locale nu o să fie. E important, încă o dată. Chișinău, Bălțu, vedem ce este acolo, asta e o anumită bază pentru pașii următori, dar nu e cea mai mare bătălie. Da, mă uitați, vă întreb de Bălț. Socialiștii vor avea candidat la Bălț sau acolo e clar câștigășor sau omul lui Renato Usat? Din nou, invitați colegii de la PSRM, cred că cu plăcere o să accepte cineva să vină la dumneavoastră și o să vă spun exact. Eu consider că un partid puternic trebuie să aibă candidați peste tot, inclusiv și la Bălță. Revenim la justiție. Vom avea curte anticorupție. Nu cred. Păi asta... Maia Sandu i-a dat 3 luni la dispoziție și să fie eu creată cred... și funcțională. Eu cred că asta a fost o ieșire isterică a Maia Sandu după ce adunarea generală a judecătorilor
a blocat dorințele politice PAS-ului. Pentru că, din câte cunosc eu, ei trebuia să meargă la adunarea generală a judecătorilor și am înțeles că acolo nu o să o primească nimic cu bătăi din palme ca în Coreea din Nord. Și a hotărât să meargă pe variante de rezervă, să meargă în Parlament și să arăte cu deciliu, dar tot să înțeleg că lucrul ăsta e imposibil ca timp și care e sensul. Dar care e sensul să faci o curte anticorupție dacă tu controlezi procuratura complet? Acum vrei să controlezi toată justiția? Ți-ai adus la Procuratura Anticorupție o domnișoară care, părinții care te-au finanțat în campanie electorală și e tău om, aleas în baie. Care e sens să mai faci încă un organ? N-are niciun sens. Doar dacă, înțelegând că revine Stoianoglu și va fi impusă de comunitatea internațională, că e decizia CEDO, să-l pună în funcție, eu nu exclud că o să vrea să modifice legislația așa, ca să scoată competențe de la Procuratura Generală și să le dea la un alt organ. Dar pentru asta trebuie să modifici Constituția. Pentru că în Constituție este explicit indicat ca și la Curtea, la Consiliul Superior al Magistraturii, care sunt competențele. Este precedent modificare tehnică, nu neapărat să ai 67. Și revenim la ceea ce am vorbit cu dumneavoastră ceva în urmă. Exact așa cu alegerea președintelui și mai departe. Așa fac dictatorii. Și o finalizează ca dictator. Lasă-mă fac o gafă. Prim-ministrul nou, Dorin Recean? Încearcă. Dacă am văzut când duc gazetele pe raion, eu nu știu, vrea să-i placă Maia Sandu, pentru ce face el chestia asta. Ce are prim-ministru? Eu nu mi-l imaginez pe prim-ministru Chicu cu Gazeta Socialiștilor, care Chicu nu era membru de partid, nici Recean nu e membru de partid. Noi. El aici a dat dovadă, nu știu, el o considera mai, nu știu, mai cu verticalitate. Dar imaginați-vă Chicu cu gazeta roșă în mână și pe raioane de gazete. Păi ce fel de prim-ministru este? Eu înțeleg campania electorală. L-am văzut pe Filip în campania electorală. Până, da? Da. Dar în campania electorală, când 6 sau 3 luni, da? 2 luni, 60 de zile, te duci și faci campanie ca prim-ministru, membru unei echipe. Dar acum să mergi cu gazetele prin teritoriu, Dorin, eu nu înțeleg chestia asta. Vrei așa de tare să-i placi la Maia Sandu? Nu. Lumea vedea în tine o alternativă, mai Sandu. Dar chiar așa să stângaci lucrul ăsta. Eu am spus de mai multe ori și el când a fost numit consilier la Maia Sandu, eu am spus lucruri bune, cu toate că nu m-am început niciodată în viață. Și parcă e destul de pragmatic și pregătit, dar pasul ăsta nu l-am înțeles. Domnul Andrei Spân, în opinia dumneavoastră, a pierdut totuși sau totuși a învins în bătălie asta? Ori acum e la președinție, da. Șef aparatului, foarte mult timp. Deci ce contează pierdut sau învins? Tăți-ți de o mamă acolo și de un tată. Tăți o gașcă. Tăți o gașcă. Și Spânul, și Litvinenko, și pasul ăsta lor galben, și toți împreună. E toți trebuie fugăriți. Faptul că s-a dus din guvern, s-a dus la Maia Sandu și încearcă acolo să-i facă masaj la nervi și la cap și nu știu ce. Nu. Asta e urât și pentru Maia Sandu, că toți știu că a fost implicat și implicat într-o mulțime de scheme. Asta e treaba lor internă, dar să dăm aprecieri unuia dintre ei, n-are sens. N-are sens. Ei toți împreună trebuie dați afară și gata. Cum v-a părut declarația ieșirea doamnei Marina Tauber, care spunea că Maia Sandu și Dorin Recean pun la cale o provocare armată pe segmentul transnistrian? 17 aprilie. Eu cred că e prea tare spus. Faptul că ei vor provocări și poate cineva îi împinge, noi lucrul ăsta îl intuim și eu am spus-o, dar e prea de tot. S-au cusut forme de aici, s-au trimat încolo. S-au comandat remii de sicrii. Dar pentru ce? Slicoși aici. Dar licoasă sub București dacă vor. Sau vin aceia încoași să îmbracă aici și să duc. Nu, e prea... Eu înțeleg că îi vor să arăte grandomanie, dar e prea rupt din... Și eu undeva o să fiu de acord, mi se pare că și aici în emisiune la dumneavoastră, cineva a spus că cam stranii protestele astea și agenda Maia Sandu, cam ei se combină unul cu altul. Cam e un fel de simbioză, că e cam combinabil și la unul și la altul. Pentru că protestele cu regret nu au dus încă la nimic. Au început-o ei mai îndrăzneț cu blocarea drumurilor, care putea să ducă mai departe la ceva. Dar am văzut că le-a arătat din 10 și hop s-a oprit. Ei se proteste? Hai să ne uităm ce se întâmplă în Paris. Ei se proteste? Eu de asta aș spun, Gheorghe. E cam straniu toate chestiile astea, mie îmi pare, dar timpul o să arăte. Timpul o să le pune pe toate la locul lor.
Domnul președinte, vreau să vă întreb ceva despre domeniul juridic, pentru că dumneavoastră, cu regret pentru dumneavoastră, aveți deja o experiență de un an și ceva în ale arestului la domiciliu, acasă, control. Săptămâna trecută la Chișinău, la Ciocanu, a avut loc o mare tragedie, strașnică. Foarte mare tragedie. Eu nici nu vreau să imaginez prin ce trece părinții și mama acestei fetițe. Într-adevăr e groaznic. Dar știți, iată șoferița sărmănică, care e clar că viața ei tot e distrusă. Ei s-a dat 30 de zile de arest în penitenciar 13. Eu am văzut discuțiile astea. Eu cred și văd și juriști care spun că, băi, da... Gheorghe, eu cred că lucrul ăsta e prea din cale afară, părerea mea. Eu îmi dau seama că asta deja justiție. Eu înțeleg că e vinovată, da? Nu pot spune eu că e vinovată, o spună justiția, dar aparent. Dar să iei o biată femeie cu copil mic acasă, că am înțeles că are copil de 10 ani, și s-o arunci în 13, pentru că așa e opinia publică, păi că asta e fața justiției din Republica Moldova. Dar unde-a sfugă mece? Dați arest la domiciliu și adă copilul. Ca să nu influențeze marturii, nu știu cine scrie, Jenia, nu știu cine scrie. Care marturi? Eu am stat acasă 6 luni de zile cu braslet pe picior, eu știu ce înseamnă asta. Dați arest la domiciliu dacă vreți, dar nu vă bateți joc, chiar să, pe cui să-i placeți. Eu cred că lucrul ăsta este prea de tot. Este prea de tot. Este o tragedie enormă. Da. Enormă. Dar asta nu înseamnă că trebuie procedat așa. Mai avem știri serioase. Vinerea trecută, când toți pregăteau de weekend, apare o știre. Domnul Radu Marian, președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanță, cea mai tare comisie din Parlament, sau una dintre cele mai tare, și anunță într-un interviu pentru presa de la București că pe lângă sisteme antiaeriene, ai noștri caută sisteme anti-tank. Parcă, când auzi asta, parcă n-ai chef de weekend. Sisteme anti-tank? Noi ne pregătim de război, nu? Ce se întâmplă? Oameni nebuni. Nu buni, dar nebuni. Ce fel de sisteme anti-tank? Pentru ce cheltui sute de milioane? Și așa au majorat până la un miliard și ceva bugetul Ministerului Apărării. Voi ce n-aveți ce face? Ca președintea Comisiei Economie, Buget și Finanță, gândește cum îți dai la pensionari indexarea de 30% sau 28%, dar nu 14%. Care sisteme anti-tank? Aberații. Dar probabil cei de la guvern se gândesc la asta serios. Pentru că nu întâmplător el a trăsnit-o din capul lui. Cred că a fost la vreo ședință la Maia Sandu acolo, la Consiliul de Sprezință Securitate și au auzit că trebuie să vin tankurile rusești. Asta e tema lui Gimbu și al Chirtoacă. Că nu puteau face nimic, țineți minte. Că Chirtoacă nu face nimic în Chișinău și Gimbu mai ea că pierde puterea și spune că vin tankurile rusești, trebuie să le oprimă. Păi ăștia fix așa cu tankurile rusești. Vin tankurile rusești, hai să cumpărăm sistem antitank. Oameni nebuni. Dar dumneavoastră observați totuși că, în contextul acestui război, că lucrurile nu prea par roz în viitorul apropiat. Ori se instaurează totuși o nouă cortină de fier, de data asta dintre Rusia și China, pe de-o parte, și, evident, Occidentul de cealaltă parte. Și noi ținem minte ce a fost, sau dumneavoastră știți mai bine, țineți minte mai bine, eu din istorie citim, știm că n-a fost atât de... Roză. Da. Gheorghe, din nou să spun niște lucruri așa, în opinia mea, pe înțelesul oamenilor care ne privesc. Ce se întâmplă Ucraina acum este o tragedie foarte mare pentru Ucraina și pentru toți. Dar lupta nu se dă pentru Ucraina. Lupta se dă pentru următoarea orânduire mondială. Se luptă două mari forțe. Cei care au resurse, care produc, și cei care tipăresc bani. Păi că ăștia care au resurse au spus că noi gata, nu mai vrem. Ca cineva care tipăresc bani și mai mult nu fac nimic, să ne dicteze nou ce să facem. Pentru cum se întâmpla? Când ești cu resurse, nu-i ascultau pe ăștia care au bani, ăștia care au bani, ce făceau? Care tipăresc bani, ei n-au nimic. E cum tipărim noi la printer ceva, ei tipăresc dolari așa și euro. Și când la ăștia care tipăresc ceva nu le plăcea, ei făceau revoluții. Așa au făcut cu Gaddafi, așa au făcut în Irak, așa au făcut în Iugoslavia, așa au făcut în multe. Și amu eșlalți, de aici, ca resurse naturale, e net superior la cei care cu banii. Aici e Rusia, China, America Latină, Africa, India. Aici sunt resursele naturale și aici sunt resursele umane, ca populație aici mai mult, și ca teritoriu mai mult, pe glob pământesc. Și ăștia au zis că, băi, noi nu mai vrem așa. E ca ceea ce se întâmplă în Ucraina. E o luptă nu pentru Ucraina. Cu regret, ucrainenii au nimerit în situația asta.
e o luptă mai mare, ce o să fie mai departe? Deja nu o să fie că Statele Unite dictează la toți. Că faceți așa, dacă nu vă place, vă facem Maidan. Încă depinde cine câștigă. Nu, vă spun pentru ce se dă lupta. În opinia mea și în viziunea mea ceea ce se întâmplă, din nou, ca om, dintr-o parte, nu sunt nici cu unul, nici cu alții. Nu va mai fi un centru unic de comandă. Vor fi multipolară. Adică ceea ce face acum BRICS-ul, Rusia, China, Brazilia, Africa. E o nouă putere, au creat banca lor ca banca mondială, de partea asta. Încet, încet reduc dependența de dolar, dar nu evident ce probleme sunt în Occident. E că ești că te pierzi bani. Dar deși ce sunt crizele care sunt acum? COVID-ul, care a lovit în toți. Și amul Bill Gates spune că a fost greșată strategia de, cum se numesc asta, de vaccine. Adică ne-au omagit pe toți și au făcut câteva sute de miliarde de dolari. E că asta e crimă. Mai departe, sancțiuni impuse împotriva Rusiei au blocat sistemele economice care erau până acum și Occidentul de ce acum are probleme sistem bancar. În partea cealaltă toți sunt probleme, dar ei au resurse măcar. Ăștia n-au resurse. Ăștia depind de resursele aceștia. Ia că ce se întâmplă acum la nivel mondial. Unde să fie Moldova în situația asta? Eu v-am spus, economic, noi suntem, avem șansă mai mare dacă o să fim cu sistemul ăsta de est. Și acum referitor la China, foarte succint. Probabil trebuie să finalizăm. Da. În 2020, în luna martie, eu trebuia să plec în China, vizită de stat, în funcție de șef al statului, să semnez cu Xi Jinping trei documente importante. Acord de parteneriat strategic, proiectul este în guvern. Acord de liber schimb comercial și pe servicii, mărfuri și servicii. Și a treilea, regim liberalizat de vize turistice pentru moldoveni și chinezi. În luna martie, între a doua jumătate a lunii martie, era planificată, bătută în cuie, vizita mea în China. Aceste trei documente, trebuie să le semnez, actualii le-au blocat. Pentru că americanii sunt categoric împotrivă. Și atunci a fost blocată această plecare, inclusiv din intern și din extern. Xi Jinping mi-a trimis avion încoace, ca să plec încolo. Eu am avut și pe intern în echipa mea, care lucrau pentru americani și ne-au blocat. Dar lucrat și americanii să o primească această vizită. Dar eu consider că noi trebuie să semnăm aceste acorduri cu China. Parteneria strategic, acord de liber schimb, pentru că lucrul ăsta o să fie favorabil pentru economia Republicii Moldova. Dacă vă dat avion, de ce n-ați împărat? N-am înțeles. COVID-ul. Și s-au început niște jocuri că este risc, la noi au început să crească numărul, cineva de la noi a dat informații la chinești că la noi crește numărul și mai bine nu trebuie. Și s-au jucat acolo și n-a reușit. Nu era COVID-ul, noi semnam aceste acorduri, în martie era planificat absolut tot. Vizite de stat, nu vizite oficială, nu vizite de lucru. Este cel mai înalt nivel a vizitelor care este în diplomație. Repet, Maia Sandu și Pasă au blocat toate lucrurile astea. Noi trebuie să revenim la semnarea acestor acorduri, pentru că China este lider mondial. Și noi avem de câștigat dacă vom avea relații bune cu China. Da, trebuie să avem și cu americani, și cu europenii, da, și cu chinești. Tu uiți la ceas? Nu. Așa că lupta mare care se dă între Est și Vest este în plină desfășurare. Noi cu dumneavoastră, cu tine și cu cei care ne privesc acum, suntem martori aceste lupte. Istorici, care eu cred că în timpul în următorii ani va fi clar ce se întâmplă mai departe. Ani? Ani, nu luni. Haideți întrebarea cea mai generală din țară, simplistă. Bombe în Chișinău și în țară vor cădea? Tancuri pe aici vor defila? Tot depinde de Maia Sandu și de guvernare. Dacă noi o să fim, nu o să ne băgăm și nu o să ne implicăm, dacă aici nu o să vină tancuri și armată NATO, atunci eu sunt ferm convins că la noi aici nu o să fie nici bombe, nici nimic. Dacă Maia Sandu, la indicația americanilor, o să înceapă război cu Transnistria și o să înceapă alte lucruri și aici o să fie trupele NATO, atunci nu trebuie exclus absolut nimic. Dar în Ucraina de la aceasta s-a început. Cu NATO, cu chestii și vedem cu regret unde s-a ajuns. Deci actuala șef de stat, eu am spus-o la o emisiune online pe o rețea de socializare, dar vreau să spun și aici. Ca să oprească toate discuțiile despre posibile război, trebuie să meargă acum să întâlnească cu Krasnoselski. Ideal ar fi să meargă în Stânganistul, la Bender, la Tighina, cum am fost eu. Și să fac o declarație comună împreună cu Krasnoselski. Către toată comunitatea internațională și către ucrainieni în special. Că noi suntem stat, noi singuri să ne lămurim cu problemele noastre,
Nu îmi trebuie ajutorul vostru, nu vă băgați la noi. Și că dacă Maia Sandu ar face așa declarația împreună cu Krasnoselski, împreună în doi, asta ar fi cea mai mare garanție a păcii. Pentru că în cazul ăsta ucrainienii nu s-ar lura. Dar jocul care a face Maia Sandu cu americanii, cu europenii, cu englezii, cu aceiași ucrainieni, SBU ucrainesc în Chișinău e mai puternic ca SIS-ul nostru acum. Aici sunt o mulțime de agenți ucraineni care pot să înceapă așa niște lucruri aici, care noi nici nu putem să ne imaginăm. Și toate lucrurile astea au loc cu acceptul tăcita mai sunt. Și asta este o problemă majoră. Foarte mare. Voi nici nu vă imaginați cât de mare e lucrul ăsta. Cât de periculos e. Îngrijorați și inclusiv partenerii noștri români, că ei știu chestia asta. Și de câteva ori eu spus la Maia Sandu, de ce permis la ucrainieni să vie să facă așa chestia aici? Pentru că dacă așa eu să înceapă aici diversii, dacă acelea o să fie diversii, că ei n-au ce pierde. De ce Maia Sandu și PAS-ul sunt cei mai mari vinoveți de destabilizare și de posibil război? Nu o să vină rușii încoace să facă lovituri de stat. Nu o să vină. Pentru ce? Moldova între Ucraina și România. Care lovituri de stat? Care diversioniști ruși? Voi ce sunteți? Copchii? Maidanuri. Niciodată ruși Maidanuri. Maidan fac americanii voștri și Soros face. De ce o să fie sau nu război? Asta e pe vina și e pe conștiința Maia Sandu. Eu văd că ei se mișcă în direcția asta. Și asta o să fie problema ei. Și a noastră tuturor. Dar noi o să ne gândim cum să oprim. Prea vreau să încheie astfel emisiunea, dar nici timp nu mai avem. Dobre, ce vă mulțumesc. Hai ceva de bine să spunem. Ce vrei să spunem de bine? Planul la Paște, ce... Da, până la Paște... La cât? La 3 săptămâni? 2 săptămâni și jumate, practic. Pentru că noi suntem în... Ce-a rămas până sâmbătă, data de 15? Eu cred că noi, moldovenii, o să fim înțelepți. Și am trecut noi peste toate provocările. De aceea, estimați concetățeni, tot o să fie bine. Greu, dar noi o să supraviețuim toți împreună. Noi suntem puternici și avem pentru cine lupta, pentru copiii noștri. Dar mai aș toți ciuma asta galbenă, mai devreme sau mai târziu o să pleci. Și noi să facem tot posibil ca să plece mai repede. Da, să-i pace. Așa. Domnul dau pace. Da. Ți-te încă să închid post? Eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Și ne revedem neapărat aici în studio. Peste 3 luni. Plus minus, da. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a 4-a. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.